Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Iubiți fraților, haideți prin harul Domnului să studiem împreună din Sfintele Scripturi prima situație prezentată în textul nostru, caracteristică vremurilor din urmă, și anume iubirea de sine. Doresc toți să fim la îndemâna Domnului. De regulă, oamenii care merg la un izvor să ia apă sunt setioși. Dacă din mai mult s-ar pune problema cine vrea să meargă să aducă apă, cel care este setios mai tare nu așteaptă până vine și se duce el și el bea primul și apoi aduce la ceilalți. Dar s-ar putea unii să nu fie setioși pe moment. Dar acum, dacă toți suntem la izvor, n-ar rost să mergi cu vasul gol acasă. Și când treci acasă, atunci să-ți fie sete și te trezești că ai fost la izvor și n-ai făcut alimentare. Deci chiar și cei care nu sunt setioși pe moment și împreună cu cei care sunt setioși pe moment, cu toții, să primim din apa Domnului. Textul nostru ne spune că această iubire de sine nu este un fenomen izolat. Să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, că ce oamenii vor fi iubitori de sine. Este adevărat că de-a lungul istoriei, atunci când s-au mulțit oamenii, deodată cu mulțirea poporului, ne spun profeții, s-a mulțit și păcatul. Și dacă în Biblie avem uneori scris despre unii oameni că au fost neprihăniți, cum este cazul lui Iob sau Noe și alții, avem niște nume sau un grup restrâns de oameni. De regulă, când este vorba de păcate, este o masă de oameni. Dar în anumite momente ale istoriei, cum a fost momentul potopului, al Sodomei și Gomorei și cel actual, sunt momente de vârf în care păcatul este la culme, este la un volum foarte mărit, la niște dimensiuni colosale, iubitori de sine, ceea ce am putea numi egoismul, egocentrismul. De altfel, este prima lege a firii pământești. De aici pornesc toate celelalte. Și atunci când te întorci la Domnul, este primul lucru care trebuie să-l surpi. Spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, versetul 23, vorbind celor care veneau după el, apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Vorbind de iubirea de sine, este punctul de plecare în pocăință. Și dacă cineva nu a realizat acest punct, acest pas, el nu poate să meargă mai departe. Fiindcă Domnul Iisus spunea, fiindcă oricine va voi să scape viața, sau altfel spus, să nu se lepede de sine, o va pierde. Și în aceeași Evanghelie după Luca, capitolul 14, ne spune, versetul 26, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tată, pe mamă, și ceea ce ne interesează pe noi, ultima parte a versetului, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Cu iubirea de sine, cu acel eu care trebuie răstignit, nu putem și nu vom putea niciodată să fim nu în ceruri, nici măcar ucenici ai Domnului. Dar eu cred că noi vrem să renunțăm la lucrurile acestea. Vrem să ne lepădăm de sine și să-L primim pe El în viața noastră. Domnul să ne ajute la lucrurile acestea. Făcând așa o paralelă între omul care se iubește pe sine și omul cu lepădare de sine. Care sunt principiile care îl călăuzesc pe omul iubitor de sine și principiile care îl călăuzesc pe omul lepădat de sine? Și o să luăm trei exemple de oameni iubitori de sine și trei exemple de oameni cu lepădare de sine. Și în final o să vedem rezultatele omului care se iubește pe sine și al celui care se leapădă de sine. Mai întâi, principiile omului iubitor de sine. Primul principiu este că folosul propriu este prioritar. Citim în Filipeni capitolul 2, spune Apostolul Pavel scrincilor din Filipi, în 2:21, ce-i drept. Adică asta se vede la orice pas. Toți umblă după foloasele lor. Este specific oamenilor să-și caute dreptul lor, să se îndelnicească cu o lucrare din care să le revină lor, în primul rând, un beneficiu și de multe ori în detrimentul celorlalți. Biblia nu ne spune să nu ne căutăm deloc folosul, în sensul că să nu te interesezi de nimic pentru viața ta, dar să nu călcăm peste cadavre. Folosul propriu să nu fie prioritar, adică pe mine nu mă interesează dacă alții au ajuns. Dacă eu am ajuns, e suficient. Pe mine nu mă interesează dacă alții au mâncat, eu să fiu sătul. Pe mine nu mă interesează dacă alții sunt dezbrăcați, eu să fiu îmbrăcat bine. Pe mine nu mă interesează dacă alții au sau n-au, eu să am și cu aceasta
m-am închis în carapacea mea. Aceasta este principiul omului cu iubire de sine. Ba, din potrivă, de multe ori, în cele mai dese cazuri, oamenii se iubesc pe sine călcând pe alții. Cineva socotea într-un fel, nu știu cât ar fi de adevărat, dar cam aici tinde firea noastră, dacă s-ar putea să omor pe altul și anii care ar trebui să-i mai trăiască el să-i trăiești tu, mulți ar fi ucigași și și-ar lua dreptul de viață asupra lor, să-și prelungească lor existența. Dar, totuși, harurile acestea țin de Dumnezeu. Al doilea principiu, scopul scuză mijloacele. Deschideți, vă rog, la Ieremia, capitolul 2, versetul 33, citim: ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești, chiar și la nelegire te deprinzi. De multe ori, poate ați văzut printre oameni, dacă cineva a furat ceva de undeva, este păcat. Dar dacă am furat eu, am scuză. Dacă cineva nu vine la adunare, este vinovat. Dar eu când nu vin, pentru mine am scuză. Dacă cineva s-a enervat, el este păcătos. Dar eu dacă m-a enervat, sunt motivat că cineva m-a ispitit. Un om cu iubire de sine va ști să se scuze întotdeauna și să-și apere propriile interese, găsind întotdeauna vinovați pe alții și nevinovat pe sine. Numai că Biblia ne spune în Romani 2:1, oricine ai fi, omule, nu te poți dezvinovăți, învinovățindu-i în același timp pe alții. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar dacă e vorba de nelegiuire, dar dacă îmi place, afișez că nu-i mai nelegiuire și mă duc înainte. Al treilea principiu, iubirea de sine conține, și am notat trei lucruri: iubire de bani. Deschideți, vă rog, la Eclesiastes, capitolul 5, versetul 10. Înțeleptul Solomon spunea niște lucruri care erau valabile de altfel și pentru el, 5:10. Cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint. Și aceasta este o deșertăciune. În iubirea de sine, oamenii sunt în stare să agonisească argint peste argint, adică ban peste ban, până cât nu mai au ce să facă cu ei, până când nu mai sunt în stare să doarmă din cauza problemelor și îmbuibărilor care le au, până când stare să-și distrugă sănătatea, să-și sacrifice chiar și copiilor, să sacrifici totul pentru că iubești banul. Apoi, o altă manifestare a iubirii de sine este slava de șartă, descris la Proverbe 17:19. Cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Sunt oameni în lumea aceasta și nu puțini, care atunci când este vorba de iubirea de sine, nu umblă după bani, nu banii sunt patima lor. Ei se iubesc pe sine prin poarta care și-o zidesc, prin numele care și-l fac, prin slava care și-o doresc în dreptul lor. Nu cumva să le aduci vreo jignire renumelui lor. Nu cumva să-i jignești în ființa lor. Sunt imediat ca și cum dacă l-ai lovit în cap, poate nu s-ar supăra atât de tare dacă l-ai lovit în slava lui, să-i aduci o jignire la persoana sa. Și a treia situație, iubirea de plăceri. Unii se iubesc pe sine prin plăceri. Citim tot în Proverbe 21:17. Cine iubește petrecerile va duce lipsă și cine iubește vinul și unde lemnul dresurilor nu se îmbogățește. Sunt oameni care nu umblă după bani și ei nu se iubesc pe sine prin bani. Ei se iubesc pe sine prin plăceri. De fapt, aceste trei iubiri de sine sunt cele trei care le găsim de-a lungul Bibliei și de-a latul lumii acesteia. Iubirea de bani, iubirea de slavă și iubirea de plăceri. Pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții. Omul nu se poate iubi pe sine mai mult decât cu acestea. Oricât s-ar iubi cineva pe sine, mai mult decât să-și adune bani, mai mult decât să-și facă un nume și o slavă care mâine se va prăbuși, și mai mult decât să huzurească și să se despărțeze în toate plăcerile care le vede în această lume, cu ce să poți să te iubești mai mult? Oricât s-ar idolatriza cineva pe sine, oricât ar fi de înalt un cult al personalității, mai mult de atâta nu poate obține. Acestea sunt culmele iubirii de sine. Să aduni, să te lauzi, să te îngâmpi, să te slăvești sau să te bucuri de plăcerile de o clipă ale păcatului. Haideți să luăm trei exemple din Biblie, oameni care s-au iubit pe sine până la culme și au încercat să-și facă totul pentru sine, sacrifice tot în jur, să se înalțe pe sine, să se satisfacă. Primul, poate cel mai puternic, Haman, descris, vă rog, la Cartea Esterei, în capitolul 3 citim,
Versetul 1. Împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamadeta, Agagitul, l-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai pe sus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Versetul 3. Și slujitorii împăratului care stăteau la poartă au zis lui Mardoheu: pentru ce tu nu te închini și calci porunca împăratului? Dar n-a fost numai o pismă, o invidie a celorlalți. În iubirea sa de sine, sumit cu faptul că îi se închină o capitală întreagă. Numai împăratul nu îi se închina. El a vrut și ultimul din cetate și ăla să-i se închine. Citim în versetul 5. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul, nu se închina înaintea lui și s-a umplut de mânie. Din această iubire de sine, de fapt, pornesc apoi toate relele enumerate în 2 Timotei 3. Izbucnește mânia, cearta, revolta, uciderile și toate celelalte lucruri. Dar a crezut, versetul 6, prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci se spusese din ce popor era Mardoheu și apoi să nimicească tot poporul lui Mardoheu și toți iudeii care se aflau în toată împărăția. Pentru ca să se înalțe pe sine, Haman spunea, distrug tot, numai ca să mai câștig o treaptă mai sus. Și citim capitolul 5, versetul 9, cum a urcat Haman în cultul personalității. Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită. De ce era mulțumit? Pentru că îl invitase Estera pe el și împăratul la ospăț. Dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu, a știut totul să se stăpânească, s-a dus acasă, a adunat prietenii și pe nevasta Zereș, Haman a vorbit despre strălucirea bogățiilor. Vedeți? Cele trei. Satisfacția lui iubirii de sine, de strălucire, de bogății și de acea plăcere, că mâine va bea vin și va mânca bucate alese la ospăț la Estera. Și cum îl ridicase în prednicie și în slavă și-a adăugat versetul 12, eu sunt chiar singurul, vedeți această expresie. Auzi, dacă te-ar întreba cineva, cine cântă mai frumos în biserică? Spui eu, dar nu mai este niciunul să gânde ca tine de bine. Nu, eu sunt singurul. Auzi, dar cine e cel mai bogat dintre toți, de tot neamul vostru? Eu. Dar nu mai e niciunul așa de bogat ca tine. Nu, eu sunt singurul. Această expresie este specifică omului cu iubire de sine. Eu sunt singurul din țara aceasta pe care m-a chemat Estera și împăratul. Și aceasta, încă de la copii se poate vedea această tendință de iubire de sine, de înălțare de sine. Foarte puțin știu să coboare în jos, să intre în masa de oameni, să spune, noi toți, eu. Citim mai departe, versetul 12, și sunt poftit pe mâine, dar auziți versetul 13, iubirea aceasta de sine. Dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine, câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela așezând la poarta împăratului. Auziți? În iubirea lui de sine au spus că bogățiile și toată slava cât o are scaunul lui mai presus de toți, era un fel de prim-ministru, a spus că pentru el n-au nicio valoare până nu vede și pe ultimul că se închină. Până unde este în stare să meargă iubirea de sine? Iubirea de sine este în stare să pună omul să mintă, să ucidă, să fure, să se mânie, să înșele, ca să-și satisfacă acest spirit demonic. Numai că citim în versetul 14, nevasta Zereș și-a dat acel sfat să pregătească spânzurătoarea și încă un aspect în capitolul 6, pe aceeași pagină, 6:6. Haman a intrat și împăratul i-a zis, ce trebuie făcut pentru omul pe care vrea să-l cinstească împăratul? Haman și-a zis în sine și cum se iubea el pe sine. Haman și-a zis în sine, pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească, omul cu iubire de sine. Dacă aș spune ceva, fraților, am avut o vedenie pe un om din biserică, Domnul vrea să-l ridice. Omul cu iubire de sine va spune, de bună seamă, sunt eu. La un creștin s-a prezentat un înger droapte și a spus, tu ești cel mai bun creștin din adunare și am venit la tine, spun că Domnul vrea să o lucrare cu tine. La care a spus, ce diavole, îmi pare rău, ai greșit adresa. Eu sunt cel mai slab din adunare. Diavolul când te caută și vrea să sugereze ideea că nimeni nu-i ca tine, și dacă e vorba că trebuie să cinstim pe cineva, să-l avansăm în funcție, să-l recompensăm și tu ești, îmi pare rău. Ai făcut cunoștință cu Haman și ai cumpărat ceva mărfuri de la el. Pe cine vrea altul decât pe mine? Eu îndrăznesc să spun că Haman, dacă îi sugera împăratul ideea, auzi, m-am obosit puțin de conducere, hai mai urcă-te tu un mandat pe tron. Nu mai mergea ca să discute nici măcar cu prietenii și cu nevastă sa. Spunea, accept cu toată inima, dar de când am așteptat asta? Dacă de la el în jos nu mai suporta niciunul cumva să nu-i se închine, credeți că și de la el în sus nu râvnea la fel? Oricum, știți ce s-a întâmplat imediat, nu? Că omul atunci când se înalță, ce urmează după aceasta? Prăbușirea în valea cea mai adânc. Să se fi gândit Haman cam în felul următor. Pe cine altul ar putea mai bine împăratul să pună să ducă calul? Păi eu sunt cel mai mic. Dacă el se gândea că el e bun de dus calul,
Păi își făcea o cinste și spunea, ai văzut? Ia mai ideile ca împăratul. Dar el nu s-a gândit cine să ducă calul. El s-a gândit cine să stea pe cal. Omul cu lepădare de sine va fi omul care își va pune problema, eu vreau să duc calul. Omul cu iubire de sine, eu vreau să stau pe cal. Chiar și numai într-o mașină, dacă e vorba. Să vedeți, un om cu iubire de sine este omul care se vâră pe scaunul din față, fie că e vorba, ori chiar într-o mașină, chiar la o speție, cum spunea Domnul Iisus, care pretinde lucrul cel mai bun, ca și acei doi copii care au avut pe masă două bucăți de prăjitură, una mai mare și una mai mică. Și primul, iubindu-se pe sine, a pus mâna pe cea mai mare. Și al doilea a spus, aici nu-i corect ce ai făcut. Și dacă ai fost, cum ai făcut? Păi, aș fi luat pe aia mai mică. Păi atunci aia ți-a rămas. Omul cu iubire de sine, el întotdeauna vrea porția cea mare, vrea locul din tâi. Cred că au reținut copilașii și de acum o să știe care bucată de prăjitură o să ia, da? Doamne, ajută-ne să fim pe postul lui Mardoheu. Că el a ajuns prim-ministru, Haman a căzut jos. Dar să nu rămânem prea mult la el. Al doilea, Absalom, descrieți vă rog la 2 Samuel capitolul 14. Acest Absalom, citim în versetul 25, nu era om în tot Israelul așa de vestit ca Absalom, în privința frumuseții lui. Din talpa piciorului până în creștetul capului n-avea niciun cusur. El pe din afară n-avea niciunul, dar în cap știm noi ce avea Absalom. Pe din afară n-avea niciun cusur și omul de sine, el se uită la aspectele care sunt frumoase. Spune, dar nimeni nu-i frumoasă sau dogat ca mine. Dar de ce e în calcul că tu ești cel mai bun la educație fizică? Nu știi ce notă ai la matematică? Nimeni nu era ca el. Și citim, versetul 26, când își tundea capul și îl tundea în fiecare an, făcuse o tradiție din anumite lucruri, pentru că părul era greu, greutatea părului de pe capul era de 200 de sicli după greutatea împăratului. Un om deosebit, care a avut câteva motive să iubească pe sine. Dar citim în 15, aceeași pagină, începând cu versetul 1, după aceea Absalom și-a pregătit care și cai, 50 de oameni care legau înaintea lui, se scula dis de dimineață, stătea la marginea drumului la poartă și ori de câte ori avea cineva vreo neînțelegere, se ducea la împărat, la judecat, Absalom îl chema și zicea, din ce citate ești? Și dacă răspunea, sunt din putare seminție, Absalom îi zicea, iată pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta, de m-ar pune pe mine? Ați văzut omul cu iubirea de sine. În țara asta, în guvernul ăsta, nimeni nu-i bun. Dar pe mine, dacă m-ar pune, dar ce să te pune, ceva subsecretar? Nu, direct sus. Dacă pe mine m-ar pune, să vedeți atunci, vedeți ce părere avea Absalom despre sine? Tatăl meu David a stat fugărit atâția ani și toți ceilalți, prorocii, Gad, Nathan, Ioab, a dus atâția lupte, ăia sunt nimic. Dacă pe mine, eu, am zis uneori, discutând cu unii oameni și văzând ce le debitează gurița din prisosul inimii, zic, pe oamenii ăștia dacă i-ai lăsa și le-ai propune așa în glumă să vezi ce spun, dar ai face pe seriosul, să le propui o funcție undeva pe la filială sau în societate undeva pe la prefectură și să le spui că ar fi o modalitate să ajungă acolo printr-o anumită minune, cum a ajuns Daniel peste noapte undeva sus, ei imediat ar și spune care birou vor să-l ocupe. Ei cred asta. Numai că știți dumneavoastră ce s-a întâmplat mai departe? Absalom se purta așa cu tot aceia din Israel care se ducea la împărat și Absalom câștiga inima oamenilor lui Israel. Ce-i mai trist? Că uneori suntem duși în eroare de asemenea oameni și credem personalități. Atunci când vrem să măsurăm pe un om, rugați-l pe Dumnezeu să-l măsoare. Dacă era vorba de Belșațar și vă spunea Belșațar cine e, păi cine să fie un nepot de-a lui Nebucadnețar, unul care spunea cine a zidit Babilonul ăsta? Păi cine e ca mine? Păi eu sunt primul, că dacă nu credea că e primul, își dădea demisia și lăsa pe altul să fie împărat. Și când a venit Dumnezeu și l-a cântărit, a spus, îmi pare rău, dar ești atât de ușor încât mulți în împărăția ta sunt mai grei ca tine. Nu vă lăsați impresionați de oamenii care singuri își dau valoare și sunt în stare ca și Absalom să adune mase de oameni în urma lor. Dumnezeu știe adevărata valoare a omului. Spunea cineva, un copac unde este în picioare ți pare că e atât de înalt. Lungimea adevărată o poți măsura când un copac este căzut jos. Acolo poți să vezi cât e de lung. Și al treilea exemplu, unul din Noul Testament, descrieți vă rog la 2 Timotei 4, este vorba de Dima, acest colaborator al lui Pavel până la un moment dat, dar se pare că lucrarea din biserică nu i-a adus lui Dima ceea ce el sconta să fie. 2 Timotei 4 cu 10, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, dar noi am spus că cele trei care sunt în lume, potrivit cu 1 Ioan 2 cu 15 17, pofta firii, pofta ochilor, droșia vieții, sunt de fapt dorințe ale iubirii de sine. Dima nu l-a părăsit pe Pavel pentru că vroia să se dedice unor probleme de caritate, să ajute lumea, săraci.
Nu, din dragoste pentru ceea ce oferea lumea lui, evident. M-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Cu ce credeți că s-a ales Dima? A câștigat mult? A câștigat mai mult decât Haman și Absalom? Tot pe acolo a ajuns. Pentru că finalul, rezultatele omului care se iubește pe sine, am putea să spunem că sunt slavă, bogăție, plăceri, cele trei care le caută. Deschideți la 1 Timotei 4 cu 8, căci deprinderea trupească, acea dedicare pentru sine, este de puțin folos, atât ca timp, cât de asemenea ca și cantitate. Pe când evlavia este folositoare în orice privință, are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Cât poate să câștige un om care se iubește pe sine? Cât au câștigat cei de față? Și nu știu exact cât a fost de tânăr sau de bătrân, s-ar putea Dima să fi fost unul mai tânăr. Și avem printre noi tineri care socotesc că în biserică n-ar putea să fie împliniți suficient. Se iubesc pe sine și atunci când sunt invitați să ia crucea Domnului și să vină după Domnul, socotesc că lumea le-ar putea oferi ceva mai mult. Ce poate să ofere lumea mai mult? O căsnicie în afară poate să fie binecuvântată? Nu. Este o zadarnică căutare, o fugă după plăceri, să nu stai într-un loc normal și la un câștig cinstit și să te avânți în afaceri, unde o să sfârșești? O să sfârșești intrând în conflict cu legile, urcând în slavă, căci pocăiții niciodată nu vor avea o slavă deosebită. Oricum, ați văzut slava în lumea aceasta, cum toată slava lumii piere, spunea o poezie, mai degrabă decât vine. Veșnic e numai slava celui care face bine. Până aici, lucrurile despre omul cu iubire de sine, omul cu lepădare de sine în continuare, are și el trei principii, cel puțin. Primul, lepădarea de sine este în favoarea lui Dumnezeu și a semenilor. Deschideți la Marcu 12. Vorbea Domnul Iisus despre cea mai mare poruncă din lege, Marcu 12 cu 29 până la 31. Iisus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, iată porunca din tâi. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este o altă poruncă mai mare decât acestea două. De altfel, logic, dacă iubești pe Domnul cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău de asemenea, pe tine cu cât te mai iubești? Iubești pe Domnul cu tot sufletul tău. Lepădarea de sine în favoarea lui Dumnezeu și asemenilor. Al doilea principiu, folosul altora, de fapt decurge din primul, trebuie să fie mai mare sau cel puțin egal cu al nostru. Deschideți la 1 Corinteni 10 cu 24, unde Apostolul Pavel scrie, nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. E specific așa ceva firii noastre pământești? Nu. No. Fiecare, nu doar cei care sunt mai în vârstă, care sunt părinți, fiecare să caute folosul altuia. Filipeni 2 cu 4. Fiecare din voi, vedeți, asta nu e facultativ. Unii din voi să caute folosul altora. Fiecare din voi să se uite nu la folosile lui, de aceea am zis, să cauți folosile altuia mai mult sau cel puțin egale cu a tale. Nu la folosile lui, ci și. Deci și folosul tău poți să-l cauți, dar și la folosele altora. Eu dintr-o anumită lucrare am un beneficiu. Dar cel care vine după mine are și el un beneficiu? Pot să caut folosul meu, dar al aproapelui meu, cel puțin cât al meu. Citim de asemenea 1 Corinteni 13 cu 5, unde este scris despre dragoste. Printre altele, nu caută folosul său. Dacă ai o clipă de somn, nu cauți folosul tău, ai putea să te duci în altă cameră, să-ți lași copilul să plângă. Ești poate obosită. Îți cauți folosul tău când te trezești și grijești de el? Nu. Dacă ai doar o bucată de ciocolată, doar o bomboană, o mănânci tu sau dai la copil? O dai la copil pentru că îl iubești. Și dragostea nu caută folosul său, dar iubirea de sine. Deci cei care se iubesc pe sine caută folosul său. Dacă a pus mâna pe ceva și știe că este un lucru undeva, se duce și adună pentru sine, pentru sine. Ce au spus cei patru leproși? Au adunat pentru ei, au mai dus odată, au făcut provizii, le-au ascuns în câmp. Au spus, dacă vom tăcea, ce câștigăm? Hai să spunem și la alții. Și în biserică este atât de frumos. Băi, atât avem, spunea frați care au făcut închisoare, și dacă ne dea o felie de pâine.
O împărțeam, dar știam că am mâncat toți. Și rămâneam cu acel gust frumos în urmă. Se dau și la altul, cel puțin cât mie. Să spunea fratele Brunman că aveau o vestă și o purtau pe rând. Dar încă se certau, spuneau, mai poartă și tu, că ție ți-e mai frig. Și o purtau așa pe rând în închisoare. Cel puțin cât folosul tău să-l cauți și altuia. Doamne, ajută-ne în această privință. Al treilea principiu recurge din al doilea, acea iubire agape. Făcând bine, nu numai la gândul că împărțim frățești. Spunea Domnul Iisus în Matei 5, cine ți-a cu sila ale tale, lasă-le. Deschidem la Matei 5, versetul 44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Și întoarcem un extras din aceeași predică, Luca 6, versetul 27. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați, care ne ascultă, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. 35, mai citim. Voi însă, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii acelui prea înalt, căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Doamne, dă-ne și nouă harul acesta. Aș vrea să ne putem verifica în urmă, ce principii te mână pe tine? Este unul care adun pentru tine? Unul care te consideră că dacă este cineva cu calități, ești tu? Consider că dacă ar trebui cineva să se bucure și nu se bucură, tu ar trebui să te bucuri? Sau consideri invers și spui, Doamne, eu încă am prea mult. Vreau să-i caut pe frații mei care n-au atâta și să le dau cel puțin cât am eu. Doamne, eu încă sunt prea privilegiat în lumea aceasta. Sunt atâția necăziți în jurul meu. Hai să luăm și acele trei exemple pozitive. Primul, Ionatan, prima carte lui Samuel, capitolul 18. Știți că în mod normal, în vechime, și chiar și în ziua de astăzi, acolo unde sunt monarhii, se moștenește tronul. Ionatan, având în vedere rangul lui în armată, era prințul moștenitor al tronului lui Israel. Dar citim în 1 Samuel 18 cu 1, David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui Tulabi și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Dar nu înseamnă asta să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ca pe sufletul din el. Versetul 3. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul din el. Și capitolul 20, versetul 17. Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul lui. Și nu-i mai cazul să reamintim. Știți ce a făcut Ionatan pentru David? A mijlocit la Saul pentru el. A fugit, a lăsat tot ospățul, a fugit să-i dea de știre. L-a încredințat în mâna Domnului. În câte feluri nu l-o fi ajutat Ionatan pe David în dragostea lui? Cum spune 1 Ioan capitolul 3, copilașilor, să nu iubiți cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Cât este de frumos în biserică să iubești pe fratele tău, să fii în stare să accepți ca el să fie mai sus, el să aibă un serviciu mai bun, o casă mai frumoasă, să fie el mai stărit decât tine. Și mă gândesc în acel moment dacă Ionatan judeca firesc. Măi, Davide, ești un copil. Nu uita că eu sunt un ofițer de rang înalt în armată. Eu am o anumită experiență, am niște aturi. Și tu? Iubirea nu are motivele firii. Dacă vrei să te iubești pe tine, o să găsești întotdeauna motivele. Și în Efeseni capitolul 5, versetul 28, este scris că să te comporți cu soția ca și cum ar fi trupul tău, că nimeni nu s-a urât vreodată pe sine. Să-ți iubești soția măcar ca și pe tine. În familie, de exemplu, ar putea să spună soțul un soț care se iubește pe sine. Auzi, dragă, îmi faci mâncare, se fie toate la punct, hainele călcate, aranjate, să vezi de copii, să grijești de ei, pe mine să mă lași să fac cu tare și cu tare. Aceasta este un soț cu iubire de sine. O soție de asemenea va spune, dragă, mie îmi trebuie haine, vreau să pui timpul cu tare la dispoziție. Și el va spune, dar eu, ea se va arăta mirată și mirea se va mânea ca și Haman. Dar eu nu mi-am pus problema așa, va spune ea. Nu pentru că te-a iubit pe tine. Dar cine iubește pe alții, niciodată nu pune problema în dreptul lui. Niciodată nu pune problema ca și Haman. Păi cine altul decât eu? Al doilea exemplu pozitiv, Neemia, deschideți vă rog la cartea cu aceeași nume, capitolul 1. Neemia era paharnicul împăratului. Putea să stea mult și bine liniștit acolo. Dar atunci când Neemia a auzit că poporul este în criză, când a auzit că cetatea este cu zidurile dărâmate, Neemia 1, de la versetul 4, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos și am plâns. De ce a plâns? Pentru el? M-am jelit multe zile, am postit și m-am rugat înainte Domnului și am zis, Doamne, și urmăriți versetul 8.
Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-a dat robului tău Moise. Când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare, dacă veți întoarce la mine, dacă veți păzi poruncile mele, dacă le veți împlini. Ei sunt robii tăi și poporul tău pe care l-ai răscumpărat. Ah, Doamne, să ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi care vor să teamă de numele tău. Da, să izbândă robului tău și fără să capă trecere. S-a identificat cu poporul și a spus, Doamne, dacă ei n-au, deja am eu, că eu nu mă simt bine dacă eu mănânc aici în palat și eu am tot ce-mi trebuie, sunt trist. În loc să fie nemia des, el cumpăratul și împăratul imediat l-a sesizat. El trăia cu poporul lui pe care îl iubea. El avea acea lepădare de sine și a plecat de la împărat. Și citim despre această lepădare doar din capitolul 5. Lepădarea văzută pe teren. Nu doar așa că a vrut să meargă să fie dregător în țara lui Iuda. Nemia 5, versetul 14. Din ziua când a pus împăratul dregător peste ei în țara lui Iuda, din al 20-lea an până al 32-lea an, nici eu, nici frații mei, n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Că înainte de mine cei din tâi dregători împovărau poporul, luau de la ei pâine și vin, afară de cei 40 de sicle de argint. Și chiar slujitorii lor apăsau poporul. Eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului, n-am cumpărat nicio gorj, toți slujitorii mei erau la lucru. Aveam la masă 150 de oameni, iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamul din prejur. Și în final spune 19, adu-ți aminte de mine, spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut, pentru poporul acesta. Un om care a știut să se sacrifice pentru popor, care și-a iubit poporul, dar nu și l-a iubit într-un moment ferice. Într-un moment în care putea să beneficieze de pe urma poporului. Câți nu se dau patrioți? Nu pentru binele poporului, ci pentru că și-a ascund propria iubire de sine în spatele interesului popular. Dar Nemia a fost un om care într-adevăr a iubit pe alții și de ce nu în primul rând pe Dumnezeu, căci era cetatea lui Dumnezeu. Ar putea să fie și alte exemple din Vechiul Testament. Un Iosif care s-a sacrificat, un Moise care de asemenea, dar luăm și unul din Noul Testament, anume pe Pavel, 1 Corinteni 10:33. După cum măsile și eu, ce frumos ar fi să putem spune în final, după cum măsile și eu, în toate lucrurile, nu numai în unele, să plac tuturor, căutând nu folosul meu, deci nu acționând după principiile iubirii de sine, ci după cele ale pădării de sine, nu folosul meu, ci a celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Aceasta era grija lui Pavel și despre ea mai citim în 2 Corinteni, capitolul 11, 7 la 11. Sau am făcut un păcat când m-a smerit pe mine însumi, ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu. Am despuiat alte biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații care veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreunesc cu ceva. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc. Pavel, într-un moment de criză, nu în viața lui, ci în Corint, a vrut să ilumineze asupra acestui aspect. Le spunea corintenilor, eu m-am iubit pe mine, am vrut prin voi să mă ridic la titlul de apostol al neamurilor sau m-am smerit pe mine însumi și am vrut să vă înalț pe voi. Măcar că aș avea dreptul, spune el. Măcar că am făcut atât pentru voi și sunt părintele vostru spiritual, dar eu m-am smerit pe mine și am vrut ca voi să fiți înălțați, ridicați. Ce gest frumos la acest Pavel. Doamne, dă-ne și nouă asemenea gânduri. Să ne putem fili și noi, să facem pentru alții, să ne sacrificăm pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui și pentru frații noștri și în final, de ce nu, pentru ceilalți din afară. Ca și rezultate acelei lepădări de sine, deschideți la 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Printre altele, această lepădare de sine este o taină pe care oamenii nu o înțeleg. Cel ce a fost arătat în trup, Domnul Iisus a venit din slavă, a luat trup de om. O taină. Și a lăsat interesul propriu și a venit să caute interesul celorlalți. A fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost provăduit printre neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Și citim iarăși 8 din capitolul 4, căci evlavia este folositoare în orice privință și aici, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Mai mare făgăduință are un om care se sacrifică pentru alții.
chiar și în viața de aici. Și există un principiu care vrea să-l studiem împreună. Dacă te iubești pe tine, o să fii singurul care îți cauți binele, care îți reprezinți interesele și care îți adun bani pentru tine. Cât o să poți aduni? Dar dacă tu iubești pe Dumnezeu și pe toți ceilalți, Dumnezeu și toți ceilalți o să caute binele tău. Ai de ales. În a te iubi singur sau în a lăsa pe Dumnezeu să te iubească și pe toți din biserică și din lumea aceasta. Păi cât ar fi de preferabil să îți umble Dumnezeu să-ți rezolve treburile, să te iubească toți din biserică, decât să te iubești tu singur. Adică numai banul tău să-l câștigi. Unii vor să fie niște oameni foarte drepți. Nu dau nimănui, dar nici nu iau de la nimeni. Dar este foarte greu. Spune și eu n-am nevoie de Dumnezeu, nici Dumnezeu de mine. Și-au făcut izolaționismul lor. Nu se poate. Dumnezeu nu ne-a creat așa să fim izolați. Dumnezeu ne-a creat să trăim în colectivități. Noi să trăim pentru El, că El prin Hristos a trăit pentru noi. Noi să trăim pentru frați, pentru ca și frații să trăiască pentru noi. Dacă singur îți vei reprezenta interesele și vei vrea să te satisfaci pe tine, unii nici nu se căsătoresc pe acest motiv, nici nu sunt bătrâni și singuri, nu iau pe nimeni să-i grijească, ei sunt singuri. Dar dacă te-ai lăsat în grija Domnului, spune Pavel în 2 Timotei, păi nimeni nu mai stă lângă mine, dar Domnul a fost lângă mine. Și după aia vin imediat frații lângă el, și când a fost împroșcat cu pietre. Dacă Pavel cădea, de exemplu, bolnav și nu se pocăia atunci când a dus spre Damasc, credeți că veneau cei din Sanhedrin să-l caute, să meargă să-l îngrijească? Nu, fiți pe pace. Dar frații, pentru că el s-a jertfit pentru frați, au venit lângă el și l-au îngrijit, că Dumnezeu va rândui să-și aducă toți aminte de tine. Și fiind vorba de făgăduința vieții de acum și a cele viitoare, vreau să notez, dar din Ioan capitolul 13, ce spunea Domnul Iisus. Aici, în lumea aceasta, ucenicii Domnului, printre altele, se disting pe baza iubirii de sine sau lepădării de sine. Ioan 13:34, spunea Domnul Iisus, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți nu pe sine, să vă lepădați de sine, de voi înșivă, și să vă iubiți unii pe alții, cum am iubit eu, și să vă iubiți voi unii pe alții. Și prin aceasta vor cunoaște toți. Prin ce sunt cunoscuți în mod special pocăiții? Păi, pocăiții se ajută. Pocăiții se adună. Ei funcționează unul pentru altul, de altfel. Biserica este un trup. Tăiați o mână și puneți într-un dormitor, altă mână într-altă parte, ce se va întâmpla cu ea? Păi, o mână spală pe cealaltă și amândouă fața. Așa este în biserică. Așa a lăsat Dumnezeu să fie. Prin aceasta cunosc oamenii, că noi nu funcționăm izolat, noi căutăm binele celorlalți și al lucrării lui Dumnezeu. Și Dumnezeu caută binele nostru și toți ceilalți apoi binele nostru. Și dincolo, citim în Apocalipsa capitolul 12, versetul 10, dacă așa am făcut, nu ne-am iubit pe noi, 12:10, acum a venit mântuirea. Pentru cine? Pentru ei, versetul 11, care l-au biruit prin sângele mielului și care nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Nu s-au iubit pe sine, și-au iubit pe frați, și-au iubit pe Domnul. Și cea mai mare lepădare de sine și iubire de Dumnezeu și de oameni, modelul Iisus Hristos. Filipeni 2, avem aici modelul ideal, începând cu versetul 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora, așa cum a dat modelul. Să aveți în voi gândul acesta. Oricum, firea pământească va mai încerca să ne subjuge. Și atunci când este vorba de o haină, când este vorba de un ban, să-l vrei pentru tine, nu pentru fratele tău. Dar trebuie în permanent să avem gândul acesta în noi și să tindem înspre el, să aveți gândul acesta în voi, care era în Hristos Iisus. El măcar că avea drepturi speciale echipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu auzi ce face lepădarea de sine. Să zic, eu cu unul suntem tot atât de înalți, avem tot atât școală, avem tot atât bani, suntem atât de arătoși. Dar eu întotdeauna să spun, măcar că sunt ca el, eu sunt mai jos. Și nu numai că să nu afirm asta, nici măcar în mintea mea să nu cred că sunt egal cu el. Domnul Iisus nu de ochii lumii spunea, eu ascult pe Tatăl. El așa credea el în mintea lui și în inima lui. Măcar că era deopotrivă cu Tatăl, din veșnicii în veșnicii. De aceeași esență, coegal, coetern. Dar n-a crezut așa. El se credea mai jos. Avea gândul acesta în el. Și versetul 7 ne spune, și s-a dezbrăcat de sine însuși. Aici e pocăința, Doamne, dă-ne-o. Dacă în momente de criză ne dovedim că nu ne-am dezbrăcat de sine și când e vorba cineva să ne atace interesele noastre, știm să facem exact ce făceam înainte, ne pare rău. Știți cum am fost? Doar am vopsit peste rugină.
Doar am afișat o blană de oaie în afară, dar când cineva ne-a înghiontit, ne-am arătat colții de lup. Nu ne-am dezbrăcat, nu doar pe din afară să ne îmbrăcăm cu haină albă, ci pe dinăuntru. Și s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob. Câți ne-ar vrea să fie apostol și reverend și superintendent? Dar câți vor să fie sclav? În textul grecesc este trecut termenul de sclav. Câți vor să fie sclavi? Dar Domnul Iisus nu sclav a venit să fie? Oamenii acum nu sunt în stare să dea jos o cravată când este vorba să slujească unor oameni mai mici. Și Domnul Iisus a dat jos haina lui de slavă din ceruri. Amin. Și a venit jos să ne slujească nouă, s-a lepădat de sine însuși. Un om care a înțeles și are în el gândul acesta, cum spune Pavel, nu că am ajuns încă de săvârșit Filipeni 3, dar dacă gândul ăsta ne macină, vor vedea frații peste ani și peste vremuri că tu vei coborî tot mai jos în slujire și vei fi în stare să slujești ultimului om, să-l speli pe picioare, știți pe cine? Pe cel care știe la noapte că te vinde. Ai fi în stare să-l speli? Noi l-am spălat pe Petru, că n-am și de cine în stare și ne-am gândit altfel la Petru ăsta. O să ajung conducător de adunare, o să trebuie să-l spălăm. Dar Domnul a spălat la gândul că știa că Petru noaptea aia îl vinde. Și l-a spălat pe picioare. Și nu l-a spălat poate cum îi spălăm noi, așa, în fugă și cu jenă. L-a spălat din inimă. Doamne, ajută-ne să ne coborâm. Să ne coborâm, să putem sluji oricărui om. Să fim în stare să dăm ce avem noi pentru oricare altul. Dacă nu vom fi în stare acum pe timp de libertate, dacă va veni pregoana, un om care acum face scandal pentru orice mic lucru, credeți că va accepta să-i fie răpite averile și să fie luat ce are el? Să fie jignit în propriul lui eu? Nu, nici de cum. De acum se învață pocăința, nu atunci la examen. Nu o să ne vină niște formule în cap pe care noi nu le-am știut. Ele o să ne vină dacă le-am învățat la vremea cuvenită. Doamne, ajută-ne la aceasta. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit. O paranteză. Poate noi, dacă ar fost să coborâm din lumea celestă, am fi spus, Doamne, eu accept să mă duc printre oameni, dar aș vrea să fiu undeva de o statură impunătoare. Să fiu un om așa, să-l întreg pe Absalom. Să fiu mai chipeș ca el. Să știe toți că el s-a făcut asemenea oamenilor. S-a făcut asemenea oamenilor și ascultător până la moarte, ba încă moarte de cruce. De aceea, rețineți, nu pentru că a predicat ca nimeni altul de a tăiat pe toți fariseii, nu pentru că a înviat morți și pentru că a vindecat bolnavi, ci de aceea, pentru că s-a lepădat de sine. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Doamne, ajută-ne să coborâm până în Valea Umilinței, ca apoi să ne înalți pe muntele Sionului deodată cu biserica ta. Domnul să pună în noi gândul acesta. Doamne, ajută-ne să fim împreună cu toți, să ne smerim până jos, până la pulbere, acolo fiul lui Avram. Și într-o zi vom fi castelele cerului. Doamne, ajută-ne! Amin! Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.